Desfășurat pe parcursul a două zile din cauza zăpezii care a căzut sâmbătă la Slatina, meciul CSM Slatina și CSM Ioveni s-a încheiat cu victoria echipei oaspete. Scor final 0-1. Singurul gol al duelului a fost marcat în minutul 81 de argeșanul Ionuț Rădescu. Câteva minute mai târziu, elevii lui Dinu Todoran ar fi putut egala prin șutul lui Vasile Gheorghe, care a ratat ocazia. Un joc greu în care fotbaliștii argeșeni au fost la înălțime, a spus antrenorul Alexandru Pelici. Un joc în care stresul sau tensiunea acestei partide s-a întins pe parcursul a două zile. Știam că ne așteaptă un meci foarte dificil împotriva unei echipe care a avut rezultate bune și foarte bune în pregătire. A reușit să câștige împotriva două echipe care se bat la promovare și aici mă refer la Craiova și Viitorul Pandurii. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, pentru că au crezut până la capăt în șansa lor. După cele 90 de minute de joc aspru disputate, Dinu Todoran, antrenorul grupării slătinene, s-a arătat dezamăgit de rezultat. El speră însă ca jucătorii săi să aibă evoluții mai bune în meciurile viitoare. Am întâlnit azi o echipă bună, o echipă cu jucători care au evoluat în Liga 1. Ne-am ridicat la măsura lor, dar păcat de acest rezultat, vreau să nu pierdem. Acum urmează celelalte meciuri, trebuie să luăm părțile bune, iar cele rele, mai ales greșelile pe care le-am făcut, să le eliminăm. Urmează un Milan Unicitatea Cluj, o altă echipă care e prezentă pentru play-off. La fel, mergem acolo, ne jucăm șansa și să reușim să facem un rezultat pozitiv. În etapa următoare, CSM Slatina va avea ca adversară în deplasare gruparea U Cluj. Meciul se va disputa vineri 26 februarie de la ora 17:30.